felicitări pentru noua funcție, domnule Stoichiță. Începem interviul și o să vă întreb ce vă propuneți de la noua funcție pe care o veți ocupa în cadrul Federației Române de Fotbal. În primul rând, mulțumesc pentru felicitări. În primul rând, vreau să fac specificarea că noua funcție este un lucru nou pentru mine. N-am mai fost în această ipostază. Probabil că cei de la Federație s-au gândit ca să îmbine eu partea teoretică și cu partea practică, eu fiind un practician al acestei meserii de antrenor, nu? Venind din iarbă, și o corelare între cele două, îmi propun ca în fișa postului pe care îl reprezint la ora actuală, să ceea ce scrie acolo, să dezvolt cât pot de mult baza fotbalului juvenil, pentru că eu cred că de aici trebuie să începem. Este foarte greu să avem performanțe mari la nivel de echipă națională dacă nu aducem din spate jucători bine pregătiți pentru nivelul actual al fotbalului internațional. Pentru mine e foarte clar ce trebuie făcut. De asemenea, se va forma și o comisie tehnică care va răspunde direct de aceste probleme și care va propune cele mai bune soluții, sper, pentru dezvoltarea acestui sector fotbalistic. În rest, bineînțeles că vom observa modul în care vor evolua lucrurile în teritoriu, deci la toate nivelurile și la toate echipele, și vom fi niște oameni care vor încerca să ajute în mod cât mai plăcut și cât mai rațional cei care răspund de activitatea cluburilor în România, din punct de vedere tehnic. Este foarte important să avem o gândire unitară și o perspectivă comună pentru a atinge ceea ce vrem noi, să ridicăm din nou fotbalul așa unde a fost el altădată. Care sunt ideile de bază pe care veți încerca să le impuneți prin noua funcție pe care o veți ocupa? Sunt foarte multe idei, dar în primul rând raționalitatea în desfășurarea activității fotbalistice la nivel juvenil. Asta este cea mai importantă, seriozitatea în acest sector, continuitatea antrenorilor, a jucătorilor care intră în relație cu fotbalul la nivelul respectiv. Deci cam așa văd lucrurile. Acum este început, este greu să te definești. Mai întâi trebuie să vorbești cu colaboratorii tăi, cu colegii tăi, în primul rând să vezi, să accepti toate ideile pozitive care vin din toate părțile din fotbalul românesc, pentru că sunt foarte mulți oameni deștepți în fotbalul românesc și pot să ajute activitatea tehnică a federației prin propuneri, prin idei pe care poate să le lanseze, pentru că suntem receptivi la absolut tot ce ni se spune. Care sunt perspectivele, sau cum vedeți dumneavoastră perspectivele fotbalului românesc pe termen mediu și lung? Perspectivele fotbalului românesc pe termen mediu, trebuie să acceptăm situația în care suntem, să încercăm să ne autodepășim la nivel de echipe de seniori și să încercăm să căutăm în grădina proprie cât mai multe talente care să ajungă să joace până la urmă în echipa națională. Deocamdată văd că lucrurile se mișcă bine și chiar sunt bucuros că doi dintre jucătorii pe care acum vreo 7 ani de zile i-am luat la echipa mare la Steaua, este vorba de Toșca și de Florentin Matei, joacă în străinătate la echipe, unul în campionatul Spaniei, nu știu de când n-am mai avut jucător în prima ligă în Spania, iar celălalt într-un campionat destul de puternic, cel al Croației, la o echipă care e pe primul loc acum, la Rijeka. Sunt foarte bucuros că atunci aveau 16 ani, parcă 15 ani, 16 ani, nu mă țin minte, și au ajuns acolo unde trebuie. E foarte bine, au fost bine educați de către antrenorii lor, deci asta a fost un obiectiv la vremea respectivă, pe termen mediu, pentru că ei în câțiva ani de zile practic au ajuns la echipa mare a Stelei, după care, bineînțeles, și-au urmat drumul în viață, până Ucraina, până asta. Asta trebuie făcut în continuare, descoperirea de noi talente în interiorul țării, iar pe termen lung, de ce vorbeam înainte, o strategie comună a tuturor pentru dezvoltarea acestui sector în care să nu mai avem
pauze mari de genul celor în care n-am mai fost prezent sub perioade lungi de timp la competițiile mari internaționale, recte, campionatul european, campionatul mondial. Asta trebuie, așa trebuie gândit și pusă prima cărămidă de acum. Pentru că dacă tot o amâni, îți amâni și viitorul, o perioadă mult mai lungă. Cum credeți că va decurge colaborarea cu selecționerul echipei naționale mari, cu domnul Christoph Daum? Domnul Christoph Daum are responsabilitățile dumnealui, este antrenorul echipei naționale. Nu cred că are nevoie de ajutorul meu, el este un antrenor foarte, foarte bun după părerea mea și cred că va reuși până la urmă să ajungă acolo unde și-a propus. Bineînțeles, dacă va avea nevoie întotdeauna de ajutor, din punct de vedere a unor informații care le putem da, oricând deschiși la această treabă, suntem absolut toți cei care facem parte din comisia tehnică. De asemenea, eu sunt prieten cu Christoph Daum și sunt unul dintre puținii care am fost adversar în perioada la Steaua, am jucat ieri la Fenerbahce. Avem o relație de prietenie, de amiciție, cum vreți să-i spuneți, extrem de civilizată.